Dragii mei, bun găsit la o rețetă de excepție. Cred că nu e mâncare românească mai iubită decât o aparent banală fasole cu ciolan afumat. E o mâncare tradițională care se face din moși strămoși și care, până la urmă, nici nu are foarte multe secrete. Poate doar fiertul pe îndelete, la ceaun, la foc de lemne. Cine poate? Pentru cei care locuiesc la bloc, ne descurcăm cum putem și vă garantez că obținem o mâncare foarte, foarte gustoasă. Haideți să vă arăt cum fac eu fasole cu ciolan afumat. Am împărțit ingredientele în două. Aici avem ingredientele doar pentru fiert, fasolea și ciolanul. Iar aici avem ingredientele pentru mâncarea propriu-zisă de fasole cu ciolan afumat, adică restul de legume și condimente. Toată treaba începe cu o zi înainte, când punem fasolea la hidratat. O punem într-un castron, turnăm apă rece peste ea, o spălăm de praf, scurgem apa, apoi punem din nou apă rece cât să o acopere foarte bine. Fasolea trebuie să stea la înmuiat sau la hidratat măcar 8 ore, dar cel mai simplu și mai bine e să stea de seara până dimineață. A doua zi scurgem fasolea, o clătim bine cu apă rece și o punem într-o oală în care o vom opări. Deocamdată nu e nevoie să fie o oală foarte mare. Punem peste ea apă rece cât să o acopere cu vreo 2 degete și în apă punem o linguriță de bicarbonat de sodiu. Lăsăm apa să fie arbă, deasupra se formează o spumă albă, nu vă bateți capul cu ea, oricum opărim fasolea doar pentru 10 minute. După cele 10 minute scurgem fasolea printr-o sită, o clătim bine și între timp, dacă puteți face două lucruri deodată, haideți să opărim și ciolanul. L-am spălat bine sub un jet de apă. Am aici apă care fierbe să opăresc ciolanul. Vedeți că în paralel am fiert și fasolea. Când apa dă semne că începe să fiarbă, punem ciolanul afumat și îl lăsăm să dea 2-3 clocote, nu mai mult de 5 minute. După care scurgem apa și abia acum putem să punem la fiert împreună și fasolea și ciolanul. Într-o oală încăpătoare, a mea are 6 litri, trebuie să aibă loc aici să fiarbă fasolea care se va umfla destul de mult. Așezăm ciolanul, punem peste el fasolea opărită cu bicarbonat și scursă de apa în care am opărit-o. Două cepe, dacă vreți să le puteți scoate ulterior, lăsați-le întregi. Dacă le tăiați sferturi, se vor desface, dar nu e o problemă, abia dau gust foarte, foarte bun în mâncare de fasole. Câțiva căței de usturoi, 2-3, ca să dea gust supei. Frunze de dafin am pus, piper boabe și o crembuță de cimbru uscat. Sare nu punem pentru că ciolanul afumat este deja sărat. Vom gusta ulterior și vom regla gustul de sare. Acoperim totul cu apă, eu am pus cam 2 litri, până la nivelul maxim pe care mi l-a permis oala. Am pus oala sub presiune în balcon, ca să nu fac abur în casă, și am ales un program de fierbere sub presiune pentru 40 de minute. Dacă puneți oala pe plită, în funcție de fasole și de ciolan, s-ar putea să dureze în jur de o oră și jumătate, două, poate chiar puțin mai mult. Între timp, mai verificați nivelul apei și dacă e nevoie, mai adăugați. Cât fierb fasolea și ciolanul, ne ocupăm de legume. Am tăiat mărunt ceapa, morcovul și un ardei gras. Să le am pregătite. Oala mea mă anunță că a terminat. Verific, fasolea este bine fiartă și în ciolan intră destul de ușor furculița. Așa că scot ciolanul deoparte și strecor fasolea printr-o sită, dar am grijă să păstrez supa deoparte pentru că vom avea nevoie de ea. Punem uleiul să se încingă și călim aici legumele. Începem cu ceapa tocată cubulețe, punem un praf de sare de la început,
ca să ajutăm apa să iasă din legume și să se înmoaie mai repede. Amestecăm puțin după ce ceapa s-a înmuiat un pic, putem să punem morcovul și apoi ardeiul gras. Călim legumele 4-5 minute, nu mai mult, doar până când se înmoaie puțin. Adăugăm apoi chimen și boia de ardei, amestecăm puțin și mai călim încă un minut. Între timp, ciolanul s-a răcorit puțin cât să mă pot apuca de el. Cu un cuțit, curățăm carnea de pe os și o tăiem cubulețe potrivite cât să poată fi luate bine în furculiță. Dacă aveți un cățel, îl veți face foarte fericit. Am dat deoparte șoricul, dar îl voi tăia și pe el după ce îl curăț puțin de grăsime. Deocamdată am tăiat carnea în cubulețe, cam așa, de 3-4 cm. Iar de pe șoric am îndepărtat grăsimea în exces și apoi l-am tăiat și pe el fâșiuțe. La fasolea cu ciolan afumat îmi place să pun și suc de roșii și o lingură de bulion. Sucul de roșii aduce aciditate și reglează gustul, iar bulionul aduce un gust mai concentrat de tomate și intensifică puțin culoarea. Puteți să folosiți doar suc de roșii, dacă aveți unul mai concentrat, e și mai bine. Punem în oală peste legumele călite, bulionul, sucul de roșii, le amestecăm puțin. Nu uităm de cimbru uscat, îl punem și pe el. Și de aceea am spus să nu cumva să aruncați bunătate de supă în care a fiert fasolea și ciolanul, pentru că avem nevoie de ea acum. Puneți cam 3-4 polonice din această supă, cât să subțiem un pic legumele deocamdată. Piper măcinat. Vă recomand să puneți și câțiva fulgi de ardei iute. Chiar dacă nu mâncați picant, puneți mai puțin, dar aduc un pic de căldură și stimulează papilele gustative. Mâncarea o să vi se pară mult mai gustoasă, chiar dacă nu simțiți iuțeala. Dacă vă place să mâncați picant, puteți să adăugați fulgi de ardei iute cât de mult doriți. În sfârșit, punem fasolea fiartă. Și carnea curățată de pe ciolan și tăiată cubulețe. Le amestecăm, apoi turnăm din supa în care au fiert fasolea și ciolanul până când le aducem la o consistență ceva mai fluidă, pentru că urmează să mai fierbem mâncarea și o să mai scadă. Nu o faceți prea lichidă sau, mă rog, o faceți cât de fluidă vă place vouă. La mine cam așa arată. Acum, într-adevăr, ne putem da seama dacă ciolanul a fost suficient de sărat sau trebuie să mai adăugăm sare. Al meu nu a fost foarte sărat, am mai adăugat sare. Și mai departe, procedați cum doriți, fie continuați mâncarea pe plită, o mai fierbeți încă 30 de minute ca să scadă puțin și să se combine gusturile, fie eu prefer să o dau la cuptor pentru 30 de minute la 180 de grade, cuptorul preîncălzit. În sfârșit, fasolea mea cu ciolan afumat a ieșit din cuptor. Așa arată, îi mai trebuie un pic de verdeață care să o înveselească. Eu am pus pătrunjel și nu vă spun cât e de gustoasă și abia aștept să ne așezăm la masă. Serviți-o alături de ceva murături, poate castraveți, poate gogoșari, cu pâine proaspătă și un pahar de vin alături. Dragii mei, așa mâncare țărănească, gustoasă și iubită de toată lumea, mai rar. Sper mult să încercați și rețeta mea și să-mi spuneți cum vi s-a părut. Vă îmbrățișez cu drag. Numai bine!